vizibilitatea comunității transgender a crescut în ultima perioadă destul de consistent, dar unele persoane trans sunt încă în pericol. Îndeoseb comunitatea trans-romă și comunitatea femeilor trans-lucrătoare sexuale. Contrasens este un podcast ce explorează întrebări din științele sociale. Anul acesta am deschis o nouă serie pe teme de actualitate bazate pe activism și am numit-o Mișcări în Contrasens. Urmărim discuții cu activiști și activiste pe diferite teme. În episoadele anterioare, de exemplu, colegele mele au povestit alături de invitatele și invitații lor despre teme cum ar fi veganismul și dreptul la locuire. Cunoașterea nu vine doar din zona academică, ci de cele mai multe ori ea își ia formă în spațiul public și se naște în mișcări și proteste. Pentru multe persoane, temele abordate în activism și proteste fac parte din ceea ce suntem. Sunt teme ce ne afectează direct sau sunt decizii politice care au impact imediat asupra noastră ca femei, ca persoane trans, ca persoane rome, ca persoane non-binare, persoane cu dizabilități, persoane din clasa muncitoare sau persoane sex workere. Dacă v-a fost dor de vocea mea, eu sunt Patty Mulg, iar astăzi o să discut alături de invitatele mele. Povestim astăzi despre teme precum identitatea de gen, ce înseamnă să fie o persoană trans în România, discutăm ce înseamnă intersecționalitatea și care este importanța ei, despre Antonella și candidatura ei la primăria din București, sectorul 2, unde o puteți susține și vota. Acum puteți să o votați și online, dacă aveți buletin pe București sau viză de flotant, puteți să o votați chiar și online. Cu Camelia povestim despre ce înseamnă munca de voluntariat în cadrul campaniei și ce a însemnat susținerea Antonelei în acest demers. Spre final, povestim despre componente care se intersectează, cum ar fi genul cu clasa, despre munca sexuală și dificultățile pe care le întâmpin în România când ești o femeie trans de etnie romă și lucrătoare sexuală. Aș da și un shout-out la episodul celor de la Leneș X, în care au povestit alături de invitata noastră, Antonella, și în care puteți afla mai multe despre viața ei, în cazul în care nu reușim să atingem toate subiectele. Puteți aflați mai multe detalii despre viața Antonelei în linkul de mai jos. Nu uitați să urmăriți și să susțineți podcastul Leneș X. Antonella Lercă Duda este femeie transgender romă, activistă pentru drepturile omului și lucrătoare sexuală, care s-a hotărât să candideze pentru un post de consilier al sectorului 2 pentru a începe să facă schimbări în comunitățile din care face parte, schimbări de care ea însă și are nevoie. Și alături de noi mai este Camelia Badea, care este sociolog și voluntar în campania Antonelei. Bine ați venit! Da, salut! Bine v-am găsit! Mă bucur să am discuția asta cu voi. Până să începem discuția, mă gândeam să vă întreb... Să spuneți fiecare cam ce credeți că este intersecționalitatea, pentru că tot menționam acest termen și cumva cred că ar fi util să îl explicăm și ascultătoarelor și ascultătorilor, să aibă o idee. Păi, intersecționalitatea este întâlnită în România în proporție de 90 și aproape 99% în persoane. Ce înseamnă intersecționalitatea? Acel moment când o persoană are în sine mai multe identități, etnii, orientări sexuale, identități de gen și așa mai departe. Spre exemplu, eu sunt o femeie romă, sunt și o femeie transgender, sunt și o femeie romă, dar sunt și lucrătoare sexuală. Și atunci, într-un fel, se întrunesc cele trei intersecții ale orientărilor, etniei și jobului, se întrunesc toate în intersecționalitatea asta. Poate colega mea, Camelia, are o explicație mai academică. Scurt aș zice că intersecționalitatea este locul unde se întâlnesc, așa cum zicea Antonella, mai multe identități ale unei persoane, acolo unde identitatea de gen, etnia, clasa își găsesc un loc, să zic, aparte, în care sunt totuși împreună. Adică nu este doar ce o face diferită, spre exemplu, pe Antonella prin faptul că este transgender, dar toate celelalte identități pe care le-a explicat mai devreme. Și asta de obicei se întâmplă adesea la grupuri minoritare. Din păcate,
lumea nu discută de termenul intersecționalitate, de asta nu este la cunoștința oamenilor în România. În România, din păcate, intersecționalitatea nu este foarte bine pusă în discuții în organizații non-guvernamentale, în organizații pentru drepturile omului. Și de aia întâmpinăm această problemă cu a explica ce înseamnă intersecționalitatea. Și de aici toate explicațiile. Într-adevăr, cred că este destul de rar întâlnit termenul și tocmai de aceea ați explicat super bine și super frumos, foarte ușor de prins. Sigur, sigur. Asta e că oamenii sunt intersecționali, dar nu știu. Adică avem persoane gay, rome, care ei nu știu de fapt că sunt persoane intersecționale. Ei se asociază doar cu orientarea sexuală și nu mai pomenesc și de etnie, nu? Dar ei sunt intersecționali, doar că nu știu. Și cred că ce o face cel puțin pe Antonella diferită în această campanie este tocmai asumarea acestor identități intersecționale a ei prin prisma cărora vrea să facă schimbările despre care ziceai și tu, Fati, la început, în comunitățile din care face parte, să le aducă împreună. Ok, păi hai să le luăm atunci pe rând. Hai să luăm identitatea de gen. Țin minte că a fost acum destul de recent un fel de inițiativă, să-i zic, prin care ceva persoană politică a încercat să scoată cumva discuțiile sau să interzică discuțiile despre gen și identitate în școli și universități. Păi, eu nu aș numi o inițiativă. Aia este un atac. Este un atac mișelește la adresa comunității transgender, pentru că o inițiativă vine în folosul oamenilor, în serviciu societății, în serviciu cetățenilor. Da. Ceea ce domnul senator Lungu a dat spre Senat e o mizerie, un atac, o cenzură la adresa universităților spre a cenzura orice studiu legat de gen, ceea ce ne depărtează foarte mult și de, și de convenția de la Istanbul și așa mai departe. E mișcarea aceasta anti-gender, e din nivel european, nu e doar în România. După cum știți, în Ungaria au reușit să treacă această lege și mai târziu s-a ajuns la al doilea pas, la interzicerea persoanelor trans de a-și schimba buletinele și cărțile de identitate, documente și așa mai departe. Deci clar, domnul Lungu nu avea intenția de a da o inițiativă. Inițiativă, termenul sine, este când e dat spre folosul oamenilor, nu când ataci și când vrei să invalidezi o comunitate întreagă care depășește peste 200.000 de persoane. Da, cum e să fii trans, să fii persoană trans în România? E greu. Foarte greu, pentru că, în primul rând, nu ai acces la servicii publice, la sistemul de medical, la instituții publice, la multe alte chestii, schimbare de buletine, schimbare de documente și așa mai departe. Pentru o femeie trans, pentru comunitatea trans în general în România, este foarte, foarte greu să trăiască în România, pentru că nu găsește sprijin psihologic, moral, fizic, chiar și financiar de la instituții publice. Și atunci e clar că această lege nu făcea altceva decât să agraveze situația care este deja gravă. Și atunci, da, e de condamnat. O lovitură destul de grea pentru toată comunitatea trans din România. Cum spuneai și tu, deja existau probleme și acest atac cumva a venit și mai dureros. Da, 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 e groaznic. Bine, asta n-a fost primul atac asupra comunității LGBT. Adică în 2018 am avut și referendumul anti-gay. Deci ei iau pe rând fiecare subminoritate în parte, gay, trans, mâine poi mâine ajung la lesbiene, poi mâine ajung la femei și la feminist și așa mai departe. E o mișcare conservatoare, misogină, care nu face altceva decât să promoveze patriarhatul și să promoveze capitalismul și așa mai departe.
Deci sunt lupte de dus pe care întreaga societate trebuie să știe că există, trebuie să știe că sunt în folos oamenilor și atunci trebuie să colaboreze și să se alăture luptelor astea anti-misoginie, anticonservatorism și așa mai departe. Da, ai punctat foarte bine. Camelia, voiai să adaugi ceva sau? Voiam să adaug doar că aceste lupte nu sunt ceva nou, ceva recent, ci ele se întâmplă de ani de zile. Comunitatea LGBT și grupul de feministe, cum este denumit de către conservatori, sunt atacate de mai mulți ani, chiar dinainte de a începe referendumul pentru familie. Astea sunt cumva niște picuri, să le zicem, niște momente, puncte culminante, pentru că, așa cum știm, suntem în campanie electorală în pre-campanie electorală pentru desfășurarea alegerilor locale și urmează și alegeri parlamentare, și atunci o parte dintre acești inițiatori, atacatori cu propuneri legislative vor să își stabilizeze într-un fel sau altul electoratul, destabilizând o parte a societății, acolo unde se duc luptele despre care vorbea Antonella. Trecem să discutăm despre campanie sau... Având în vedere toate trecutul meu de activist și vedeam zilnic abuzurile politicienilor, vedeam zilnic privilegiile politicienilor, vedeam zilnic cum se îmbogățesc mai mult decât erau bogați și atunci am zis că e momentul să candidez și eu. Să candidez, să intru în politică acolo unde se schimbă lucrurile și unde pot pune umărul la construirea unei societăți tolerante, unei societăți moderne, unei societăți progresiste și așa mai departe. Și atunci am decis să candidez la Consiliul Local al sectorului 2, sectorul din care locuiesc, pentru că eram sătulă de problemele din sector și sătulă de toate reclamațiile pe care le-am făcut la primărie și nimeni nu a luat în considerare. Și atunci am hotărât să candidez un simplu cetățean al sectorului care vrea să ajungă în Consiliul Local, să poată să-și spună punctul de vedere și să colaboreze pentru o bunăstare a sectorului. Și aș sublinia eu aici, Antonella, că este o candidatură de pe o poziție de independent și nu de o afiliere la un partid politic. Sigur că da, am candidat independent pentru că, din păcate, în România nu există o mișcare de stânga progresistă, există doar mișcări false de stânga care de fapt sunt tot conservatori și atunci am hotărât să candidez independentă pentru că era mai important, mai ales având în vedere și intersecționalitățile mele, să facem un pic de istorie în România cu această candidatură unică de asemenea fel în România. De o candidatură a unei femei trans, rome, sex workerițe în România. Și atunci când oamenii care rezonează și se regăsesc în temele mele au văzut intersecționalitatea mea și au văzut bătăliile pe care le duc, s-au alăturat, mai ales când au văzut că sunt candidată independentă. Deci e foarte important, da, și asta cu candidatura independentă. Da, da, mi se pare că faceți o treabă foarte, foarte utilă și foarte importantă și că de la o șomeră intersecțională, proaspăt șomeră, voiam să întreb ce fel de teme abordați sau cum v-ați gândit la temele pe care le propuneți. Sigur că da. Noi avem diferite teme, de la protecție socială până la un sector mai verde, la drepturile femeilor și combaterea discriminării. Temele noastre sunt foarte intersecționale pentru că noi plecăm cu o idee principală. Când am decis să candidez a fost în ianuarie. Bineînțeles că nu puteam să mă duc acolo doar cu singurele probleme ale mele, să zic, domnule, pe mine mă deranjează asta, asta, asta din sector. Nu. M-am dus zilnic, ieșeam pe stradă cu colegii din campanie, cu colegii din echipa de campanie. Am făcut un chestionar cu două, trei întrebări și
am oprit pur și simplu oamenii pe stradă, să-i întrebăm dacă sunt din sectorul 2 și să ne spună care sunt problemele lor principale. Și după ce am făcut peste 200 de chestionare, deci a fost o muncă destul de colosală. După ce am făcut aceste chestionare, am ajuns la aceste teme care le vedeam că se repetă peste tot în mai toate chestionarele, și anume la protecția socială și servicii publice, la drepturile femeilor și combaterea discriminării și un oraș mai verde. Teme așa mari, principale, din care desigur se dezvoltă și devin intersecționale. Da, știu că tot timpul când te duci la primărie sau când te duci la birocrație, e așa un proces de îți vine să pleci acasă, că și eu acum recent am trecut prin asta și mi se pare așa de obositor, deci munca pe care o faceți e colosală, cum ai spus și tu. Da, păi chestia este că cine au dat acele legi pentru a rămâne la putere, au dat anumite legi ca să nu poți ajunge și tu la putere. De exemplu, te forțează să strângi 1.000-2.000 de semnături doar ca să poți candida, ceea ce mi se pare aberant. Orice om este liber de a alege și de a fi ales. Nu îmi pui condiții de a avea 200-2.000 de susținători doar pentru a intra în campanie. Nu, atenție, nu am votat. Sunt două lucruri diferite. Deci semnăturile astea mă ajută doar ca să... E ca și cum ți-aș cere voie ție, îmi dai și mie voie să candidez. Mi se pare... Să cer voie la 2000 de oameni doar să candidezi. Ok, pot să înțeleg că nu ești de acord cu temele mele și nu mă votez, înseamnă că nu vei de acord cu campania mea electorală. Dar așa să-mi pui piedici, să nu pot candida, mi se pare nedemocratic și neeuropean. Dar după cum spuneam, aceste legi au fost date de politicieni corupți care nu au vrut să lase scaunul și fotoliul de primar și consilier fără să nu plece de acolo niciodată. Și atunci au pus piedici cât mai multe candidaților independenți. Dacă intri în partid la ei și dai acolo niște bani de... Dacă dai cotizații la ei în partid, candidezi din partea lor, imediat ai semnăturile. Dar ca un candidat independent care ești și care ești pentru oameni și lupți cu oamenii alături de oameni, atunci devine frustrant pentru ei că le spui adevărul în față și atunci îți vor pune piedici. Birocrația în România este foarte dificilă. De aceea noi vrem să o simplificăm ca omul de rând să poată ajunge în a accesa serviciile publice de asistență socială, protecție socială și servicii publice. Știm că la Direcția de Protecție Socială, acolo la DGASP, e un calvar toată birocrația doar pentru o simplă cerere de alimente. Deci e groaznic. Temele mele sunt teme pentru comunitățile vulnerabile care nu sunt reprezentate de nimeni. Pentru că te vom găsi în politica românească, vom găsi eternul politician alt privilegiat la geacă în cravată și plin de bani. Deci nu găsim persoane de rând care să vorbească numele comunităților și să aducă teme care să fie în folosul comunităților vulnerabile. Da, aici voiam să adaug că... Campania ta de candidatură pentru sectorul 2, mă rog, întâi de strângere de semnături și de candidatură pentru poziția de consilier local la sectorul 2 este în același timp și o campanie de educare în direcția aceasta a intersecționalității, nu doar pentru că pe flyerul de campanie sunt explicitați acești termeni despre ce înseamnă persoană transgender, identitate de gen, intersecționalitate, muncă sexuală și dezincriminarea muncii sexuale, dar și prin modul în care a fost construită de la început campania ca fiind muncă comunitară pentru comunitate și cu oamenii care cred în principiile pe care le promovează Antonella. Da, sigur că da. Noi când am pornit în această campanie, nu am pornit cu scopul de a câștiga și de a ajunge acolo prin orice mijloace, călcări de cadavre și așa mai departe, cum fac politicienii corupți. Noi am luat-o ca pe un exercițiu de informare și de a da vizibilitate persoanelor vulnerabile care au nevoie ca vocea lor să fie ascultată. Pentru mine oricum este un câștig această lansare de candidatură, pentru că a dus mesajul meu în spațiu public,
în presa internațională, în presa națională și, bineînțeles, în oamenilor de rând în România. Reacțiile sunt diferite din toate direcțiile, de la nivele academice până la nivelele cele mai subcomunitare. Deci, acest val așa al schimbărilor și al transmiterilor de mesaje intersecționale ajută foarte mult pentru viitorul creării unei mișcări foarte, foarte intersecționale. Pentru că nu avem, cum spuneam, o mișcare foarte puternică, foarte solidă. Și atunci, cu mesajele noastre, ajungem la persoane care ar dori să se implice în mișcări de genul, care ar dori să devină solidari, care se regăsesc în temele mele, care vor să schimbe România. Și atunci toată mediatizarea, toată vizibilitatea ajută foarte mult. Deci pentru mine este un câștig. Și schimbarea, cum zici tu, Antonella, este de la nivelul ăla, chiar primii pași, de la sector și pe urmă în viitor la niveluri mai mari de oraș și de România, cum ai zis. Da, chiar și sloganul tău este foarte grăitor, adică spuneai ceva în genul că nu poți schimba lumea, dar poți să încerci prin a schimba sectorul 2. Sigur că da. Niciodată în istorie nu s-a pornit în a schimba destinul unei țări prin poziții publice de putere și, nu știu, președinți, senatori, deputați și așa mai departe. Întotdeauna s-a mers pe pași încet, dar sigur, mai ales în zona asta a stângii progresiste. Eu am hotărât să candidez la Consiliul Local pentru că un post de consiliere este un post mic, dar un post important și unde poți învăța foarte multe care te pot ajuta pe o viitoare carieră politică când vrei să candidezi la deputat, senator și așa mai departe. Deci cu pași mici facem istorie și schimbăm România. Sigur că da, nu o să poți schimba lumea de acolo din locul de consiliere, pentru că e și normal, e un simplu vot între alte câteva voturi. Dar poți schimba sectorul și atunci când avem un sector mai tolerant, atrage privirea Europei, atrage privirea României și alții vor vrea să urmeze exemplu. Eu ce aș mai sublinia aici este că toată această muncă a Antonelei, deși ea a zis mai devreme de unde a pornit cu campania, are în spate mulți ani, peste 10 ani de activism în domeniul drepturilor omului și al drepturilor comunităților pe care le reprezintă. Sigur că da. Eu am cunoscut de la cel cu barba sură până la altul cu barba albă. Da, am întâlnit în viața mea de zi cu zi și în activismul meu fel și fel de oameni, fel și fel de conferințe internaționale, naționale, fel și fel de proiecte la care am participat. De exemplu, am înființat în România prima organizație de lucrătoare și lucrători sexuali care luptă pentru decriminalizarea muncii sexuale, ceea ce este o revoluție în România în a avea o asociație care luptă pentru drepturile lucrătoarelor sexuale. Eu sunt o fire foarte rebelă, așa, nu mă conformez binarității umane, binarității societății și a tuturor stereotipurilor de gen, nu? Și atunci îmi plac subiectele astea mai tabu să le expun public, să le pun pe masa publică, să le dau cu ele în cap, pentru că sunt, de exemplu, munca sexuală este prezentă în România în multe forme. Este agreată în unele forme legal, în alte forme este condamnată legal. Ceea ce nu este ok. Ori facem ca lumea, o decriminalizăm pe toată, ori nu mai facem aceste diferențe între videochat, munca stradală, munca pe internet și așa mai departe. Tot așa un sistem capitalist și aici patroni de videochaturi care angajează fete, pe când fetele alea ar putea lucra pentru ele singure de acasă fără să aibă probleme, ceea ce nu se poate și așa mai departe. Deci da, mie îmi place să dezbat subiecte de astea tabu ca să le aduc aminte că chiar ieri cred că au intrat pe videochat și au căutat o lucrătoare sexuală
își satisfacă plăcerile carnale. Deci nu veni mie să-mi spui de moralitate, tu un cetățean care frecventezi și face uz de muncă sexuală, dar nu-ți convine când auzi subiectul și te deranjează la ureche. Nu, nu este ok, trebuie să fii realist și să recunoști. Plus că aș adăuga, munca pe care o faceți este de foarte multe ori, vă pune cumva la risc pentru că vă vulnerabilizează. Din câte am mai citit, știu că poliția cel puțin tot timpul agasează fetele care sunt lucrătoare stradale. Da, da, sigur că da, sunt și abuzuri ale poliției, sunt amenzi non-stop care vin de miliarde de lei, care îți îngreunează orice modalitate de a accesa servicii publice, bănești, financiare, medicale și așa mai departe. Avem articolul 91 articolul 91 din legea din 1991, cred, care condamnă actele obscene în public. Acum ce se înțelege prin acte obscenice, ei înțeleg că munca sexuală stradală ar fi un act obscen. Și de acolo amenziile. Ceea ce mi se pare super penibil, nu poți tu, cine ești tu să definești obscenitatea? Ce înseamnă obscenitatea de fapt? Că dacă o stăm să o luăm așa, avem multe de discutat și la capitolul ăsta. Cine suntem noi să definim ce este obscen și ce nu este? Desigur, toate aceste greutăți ale lucrătorilor și lucrătorilor sexuali îngreunează viața. Nu poți accesa un cont bancar, nu poți să-ți iei o casă, nu poți nici măcar să împrumuți niște bani pentru că ți ia statul. Orice ai face, dacă se află că ai un cont în bancă, ți ia banii statul pe amenzi. Și atunci intervine aceste fapte și nu poți să trăiești o viață ca lumea pentru că vrei să mergi la medic să îți faci o asigurare medicală. Când plătești, dacă vrei să faci un cont, descoperă ANAF-ul și tot așa mai departe. E un cerc vicios al abuzurilor și ale instituțiilor publice. Da, plus că de multe ori, cel puțin cum trăim din păcate în capitalism, faptul că o anumită chestie e o lege, nu de multe ori e și egal cu moralitate. Da, sigur, sigur că da. Păi dacă stăm să ne gândim, noi am fost ultima țară din Europa care am dezincriminat homosexualitatea, deci despre ce vorbim. Și încă mai lucrăm la a păstra cel puțin drepturile care au fost cu greu câștigate până acum. Da, în istorie, din păcate, totul s-a câștigat greu, ceea ce încercăm și noi la fel să facem, să modificăm istoria. Pentru că, dacă stăm să ne gândim, nici femeia nu avea drept de vot. Tot feministele au reușit să facă rost de vot. Deci sunt mișcări care durează în timp și în ani. De exemplu, dacă eu voi ajunge, nu știu, senatoare, deputată, mă voi duce cu un proiect de lege pentru decriminalizarea muncii sexuale, pentru că mă autoreprezint. Dar sunt planuri de viitor care nu se știe. Dar oricum, faptul că faceți toată această muncă, deja cred că scrieți istorie, așa, cu cerneală proaspătă. Știu că anul trecut parcă a fost un protest organizat de Asociația Sex Work All. Noi l-am înființat acum un an de zile ca și asociație oficială. În martie-aprilie am avut actele oficiale ca și personalitate juridică de la judecătoria Ilfov. Și imediat după ce am luat actele am stabilit să facem primul protest istoric din România al lucrătoarelor și lucrătorilor sexuali pentru decriminalizarea totală și de urgență a muncii sexuale. Încercăm să dăm cât mai multă vizibilitate subiectului pentru că, ți-am spus, în România e încă considerat un subiect tabu, nu se discută, nu e moral, e rușine și așa mai departe. În România avem multă rușine și dacă ești o femeie și ești bătută de soțul tău, e rușine să spui la oameni că te-a bătut soțul. Tași din gură și înghiți că ești femeie. Patriarhatul și misoginismul românesc e în floare. Și atunci vine Antonella care le dă peste nas cu subiecte tabu și le spune: domnule, sunt aici, aseară eventual ai fost pe la mine pe un pat, adu-ți aminte, domnule politician. Da, superbă alegoria asta. Mi-a plăcut tare mult. Aș mai întreba-o pe Camelia, eventual, ce anume a
determinat o să te ajute în campanie sau ce anume înseamnă munca de voluntariat și ne apropiem spre, adică de subiectul campaniei, ca să revenim să nu uite lumea să o voteze și să o susține pe Antonella. Eu m-am înscris prima dată în campanie când au lansat apelul pentru voluntari la începutul anului, dar în momentul respectiv nu am fost, nu m-am implicat foarte mult și apoi cu toată pandemia și carantina, care au fost și activitățile legate de campanie electorală în general pentru alegerile locale au fost stopate, așa că acum când și-a lansat Antonella din nou campania la sfârșitul lui iulie, m-am alăturat echipei tocmai pentru că o știam, Antonella, știam ce fel de muncă face și știam că pentru un candidat independent este foarte importantă susținerea comunității și pentru că eu nu am buletin de București și nici de sectorul 2 să o pot vota, am zis că asta este minimum pe care îl pot face pentru a o susține. Eu mulțumesc frumos, Camelia, și mulțumesc frumos tuturor membrilor echipei. Desigur, apelul meu către solidaritate și către mărirea echipei în continuare este public. Așteptăm oameni cât mai noi, cât mai proaspeți să vină în solidaritate cu această candidatură istorică și dacă se regăsesc în temele mele, pot veni alături de mine cu noi proiecte, cu noi propuneri pe care eu să le aduc către candidatura mea. Aș interveni un pic aici să spun că campania de strângere de semnături este la jumătatea ei, mai sunt două săptămâni în care pot fi strânse semnăturile și în care, așa cum a făcut și Antonella, apel la sprijinul voluntarilor care cred în aceleași lucruri ca și ea, este nevoie de ajutor. Pentru că doar ce se vede în social media este o mică parte din toată munca pe care o face Antonella legată de campania de strângere de semnături și de candidatură și că pentru că suntem încă în perioadă de pandemie, există și această posibilitate de a semna electronic printr-o platformă care pentru Antonella tocmai a devenit posibilă și funcțională. Sigur că da, eu chiar vreau să fac un apel public la o susținere a candidaturii acesteia cu o semnătură online. Găsiți pe linkul din pagina de Facebook Lercă Antonella pentru Consiliul Local al Sectorului 2. Puteți găsi și pe site-ul www.lerca.ro. Acolo există acest spațiu dedicat al strângerilor de semnături online, certificat de către Autoritatea Electorală Permanentă. Durează foarte puțin, 5 secunde, intrați, semnați cu mouse-ul, este foarte simplu. Doar persoane din sectorul 2 pot să semneze pentru mine, ceea ce îmi face iar mai dificilă strângerea de semnături, pentru că nu pot strânge din toată țara, ci doar din București, sectorul 2. Bineînțeles, durează foarte puțin, apăsați link-ul, semnați și puneți umărul la schimbarea lucrurilor în bine. Așezi eventual după discuție linkurile în descriere ca să poată lumea să te găsească și să te susțină. Și în continuare cred că faceți o treabă absolut minunată și spre deosebire de alți stângiști, nu doar spuneți în teorie, ci și în practică puneți intersecționalitatea și abordați foarte multe teme care sunt foarte importante și care afectează mai multe părți ale lumii, mai multe comunități, nu doar bărbații albi și bogați. Da. E momentul să vedem oameni de rând în spațiile publice și în politică. E momentul să
schimbăm în bine România și să vedem că suntem deschiși către noi orizonturi tolerante. Pentru că mulți oameni consideră că e mai importantă identitatea de gen, cum a fost și de curând un atac public al unui jurnalist neimportant, un jurnalist transfob, homofob, care a comentat public persoanele cu altă orientare sexuală decât heterosexual nu sunt capabili de administrare a serviciilor publice și politicie. Eu vreau să-i transmit domnului acestuia că nu este importantă identitatea de gen, că eu sunt o femeie transgender în carne și oase care candidez, care sunt capabilă de administrare a serviciilor publice. Nu este necesar să discutăm identitatea de gen. Dacă dumnealui vrea să mă atace sau dacă altcineva vrea să mă critique, mă poate critica pentru temele mele de campanie, nu pentru identitatea mea de gen, care nu are nicio legătură cu temele de campanie. Da, sperăm să strângem aceste semnături. După cum spuneam, durează foarte puțin, 5 secunde să semnați pentru mine online. Puteți intra pe pagina de Facebook LERCA pentru Consiliul Local Sector 2, puteți intra pe lerca.ro sau direct pe pagina de Facebook personală a mea, Antonella LERCA, și veți găsi linkul în orice postare posibilă, pentru că și aici avem probleme cu boosturile și atunci încercăm prin orice distribuire, orice share care ne ajută, orice distribuire, orice share este valabil și ne ajută în strângerea de semnături. Și să nu uităm că ai și un cont de Instagram care este în continuă creștere, care este și dedicat exclusiv campaniei. Da, sigur. Sigur că da, avem și pe Instagram, ne găsiți cu LERCA pentru sector 2, și acolo suntem prezenți, găsiți linkul în bio, adică în descrierea bio a profilului, puteți semna și acolo, durează foarte puțin. Da, cred că e foarte greu să fii o femeie trans și să mergi, de exemplu, până la magazin și... Da. Cred că de multe ori s-ar putea să fii targetul, nu știu, unor atacuri transfobe doar că vrei să-ți iei pâine sau... Da. Da, transfobie peste tot, Pati. Nu. În România, persoanele aparținând comunității trans nu duc o viață liniștită, sunt mereu cu frica în sân, merg pe stradă uitându-se în stânga și în dreapta, ca nu cumva să se trezească cu un naționalism, un conservator. Și de când am demarat campania de strângere de semnături, am întâlnit un val de ură din toate direcțiile, în social media, de la persoane conservatoare, la persoane publice conservatoare și așa mai departe. În schimb, eu sunt o fire foarte puternică, nu mă las atinsă de aceste insulte și de aceste critici, pentru că, repet, cine vrea să mă critique sau o facă pentru temele mele de campanie, să discutăm argumentat temele de campanie, nu identitatea mea de gen, pentru că, până la urmă, nu mă duc eu la ușa nimănui să-mi dea de mâncare. Da, absolut. Și în același timp au fost și câteva experiențe frumoase despre care ne-a povestit Antonella, legat de vecinele de la bloc care au semnat pentru ea. Din păcate, eu personal nu am avut foarte multe experiențe pozitive decât de la oameni care locuiau în alt sector și nu au putut să voteze pentru ea, dar și-au arătat susținerea față de temele ei de campanie. Dar poate ar fi util de precizat și una, două dintre experiențele astea, Antonella? Când ne povesteai despre vecinele tale de la bloc care te susțin și care au ajutat cu strângerea de semnături. Sigur că da. Ca orice persoană normală mi-am făcut prietenie cu vecinii din bloc, din cartier. Este normal să socializez cu oamenii și atunci îmi susțin candidatura pentru că știu că temele mele sunt și pentru ei. Nu sunt teme care să favorizeze o anumită... un anumit segment de oameni, ci sunt teme în folosul comunității, în folosul oamenilor de rând. Și atunci, bineînțeles, mă bucură când văd răspunsuri pozitive din partea oamenilor. Ce frumos! Da. Și voiam să mai zic eu tot din poveștile Antonelei pe care ni le împărtășea la întâlnirile pentru
cu voluntarii despre tinerii care urmăresc pe Instagram, despre care noi glumeam într-un fel, dar nu neapărat, că ei vor fi cei care educați fiind acum sau în această campanie într-o direcție intersecțională vor fi cei care vor vota pentru Antonella cu siguranță, dacă acum or să fie doar primul pas în cariera politică. Tinerii care își doresc o Românie, un sector mai tolerant, o Românie mai frumoasă, o Românie mai democratică, chiar se mobilizează și distribuie orice mesaj, vin la sursă de semnături. Văd mișcare foarte importantă din zona asta adolescențială. Deci genul Z o să fie acolo la revoluție. Da, da. Da, 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 sigur că da. Da, ce frumos. Poate că de multe ori adică cel puțin din poveștile pe care mi le spuneți, poate se regăsesc și câteva dintre persoanele tinere care poate sunt trans, dar cărora le e frică să își asume și să vină în public, pentru că pot să aibă tot felul de reacții negative care, da, se întâmplă în societate. Sigur că da. Sigur, sigur că da. Eu de atât mai am de spus că semnați online, veniți alături de mine, că ajută și schimbăm România împreună. Votați și susțineți Antonella. Așa, așa. Mulțumesc de discuție. A fost o discuție foarte caldă și frumoasă și mulțumesc de disponibilitate. Mulțumim de invitație. Mulțumim, Pati, și Contrasens. Cu mare drag. Vă mai așteptăm dacă mai vreți să veniți. Cu mare drag, cu mare drag. Ați ascultat o discuție din Contrasens, episod din Mișcări în Contrasens, o nouă inițiativă pe mișcări activiste. În acest episod l-ați putut asculta pe Antonella Lercă, candidată independentă la sectorul 2 București, și pe Camela Badea, care a fost alături de noi de pe poziția de voluntară, care ne-a povestit ce înseamnă munca din spatele unei candidaturi, ce înseamnă să strângi semnături. Am trecut prin subiecte cum ar fi ce înseamnă să fii trans în România, care sunt dificultățile, dar și experiențele pozitive în acest demers. De asemenea, am povestit despre munca sexuală, despre, bineînțeles, candidatura Antonelei și cum puteți să o susțineți. Nu uitați, dacă aveți buletin de București pe sectorul 2 sau viză de flotant, puteți să o susțineți, sau chiar și electronic, cum am menționat mai devreme. Și bineînțeles că discuția a fost centrată și focusată pe termenul de intersecționalitate, la fel cum invitatele mele au explicat foarte frumos, pentru că suntem de cele mai multe ori nu doar o simplă cutiuță, ci facem parte din mai multe componente care se întreprind și nu locuim singuri, ci toate aceste acțiuni sunt, ci toate aceste demersuri sunt foarte politice și activismul pe care Antonella alături de echipa ei fac este foarte important, și să o susținem pe Antonella, care este candidata independentă la sectorul din București, pentru că avem nevoie de femei, de persoane trans, de persoane rome, de persoane cu dizabilități sau persoane din clasa muncitoare sau toate acestea la un loc, care să fie acolo pentru a arăta cât de important este intersecționalitatea. Nu uitați să o susțineți pe Antonella pentru temele pe care aceasta le abordează, cum ar fi un oraș mai verde, sau despre investiții sociale, cum a povestit anterior în episod, despre fonduri și centre comunitare, de exemplu, pentru femeile care suferă de violență domestică și care nu au un refugiu unde să se ducă, combaterea șomajului, bineînțeles, o stradă mai sigură pentru femei, programe de instruire în administrația locală în privirea discriminării, și centre fixe și mobile care să distribuie absorbante și diferite produse sanitare pentru
pentru femei și pentru persoanele non-binare. Și toate aceste link-uri le găsiți în descriere. Le mulțumesc că mi-au fost alături și nu uitați să susțineți. Inițiativa este nouă, așa că nu ezitați să ne susțineți în orice fel puteți, fie moral și emoțional, prin a da share și a da prietenilor mai departe, fie prin lipirea stickerelor pe borduri la mașini sau stâlpi, fie dacă aveți resurse să le redistribuiți la noi pe Patreon, pentru că munca noastră de cele mai multe ori este invizibilă la un podcast. Așadar, hai să facem cumva și să punem rotițele în mișcare și să contribuim la revoluția care se scrie acum și să o susținem pe Antonella. Solidaritate! Solidaritate! Solidaritate!